Bezle Live, dragi prieteni, Bezle Live Premium, o nouă ediție specială alături de nimeni alta decât doamna senator de Iași, Diana Șoșoacă, președintele SOS România. Și de data aceasta, dacă a ajuns la Roma și a cucerit Roma, doamna senator, iată că nu s-a liniștit și a mers în Germania, e la Berlin, faimosul oraș capital a Germaniei și de acolo îi cucerește pe românii din Germania. Sărbătorile, bună dimineața, doamna senator! Bună dimineața, bună dimineața! Cum e? Cum e vremea la Berlin? Cum se vede Europa de la Berlin? Vreau să vă spun un lucru, că îmi fac și eu o cafea acum. E cam greu cu lumina la ăștia. Ăștia nu prea mai au lumină, să înțeleg, nu? Nu mai au lumină, nu-și mai au lumina de nicăieri, nici de la Bruxelles, nici de la Moscova, nici din Statele Unite ale Americii. Problema este că Vremea este foarte mohorâtă, închisă ca și ei. Problema este de dictatură. O dictatură cumplită. Am fost ieri în Parlamentul din Germania, în Bundestag. Domnule, eu am crezut acolo că e o mormântare ceva, că se stă și la priveghi. Și la priveghi mai vorbește lumea. Îi atăceau. N-au dreptul să critique pe nimeni și nimic. Incredibil. Ce fac eu în Parlamentul României? Nu există. Iar desfința ca partid. Și atunci întreb. Wow. Dacă n-ai voie să critici și nu ai voie să iei cuvântul în plen și să ai propria ta opinie ca partid, diferită de cea a puterii, unde e democrația? Păi nu e nicio democrație. Nu. Știți cum e presa acolo? Așa. Nu îndrăznește să adreseze nicio întrebare. Păi spre asta tindem, doamna senator? Deci nimic. Eu am rămas siderată. Ăștia, deci, iar puterea impune un comportament față de opoziție inimaginabil. Inclusiv ăsta, oamenii, cum se numesc, liftierii. Am trăit ieri clipe, deci pentru că eram însoțită de cei din opoziție. Liftierul, când ne-a văzut că toți poartă o legitimație, pe ei, nu ca la noi, la români, au o legitimație ca să se arate că e parlamentar, că e consilier parlamentar și așa mai departe. Da. Și a fost uimitor să văd cum liftierul, care, nu știu, venea să zic așa, până deasupra sânilor, când ne-a văzut, s-a pus în fața mea și mi-a spus că nu aveți voie să intrați în lift. Opa! Pentru că erau de la opoziție, da? Am înțeles. Și m-am uitat la el și i-am zis, zic, domnule, mi-am arătat legitimația. Și am spus, domnule, eu sunt parlamentar român. Corect. Mi-am arătat pașaportul diplomatic. Eu sunt invitat aici. Ori te dai la o parte, ori fac ceea ce îmi permite legislația. Dă-te la o parte. Ăștia din opoziție înlemniseră. Și am dat cu mâna, l-am dat la o parte și am spus, apasă-mi să mă duc unde am eu treabă. Corect. A apăsat, nu știu ce Dumnezeu a tot vorbit el acolo și când am ieșit, ne-a spus fuck you, fuck off you all. Oh, dar cum se un poate liftier. Așa ceva? Un liftier. Și m-am întors către parlamentar și le-am spus, dar cum permiteți așa ceva? Eu m-am întors la el și i-am zis fuck you too. Normal. Păi. Da? Și s-a uitat așa foarte ciudat cum mi-am permis să-i spun. Oh, ca să vezi. Parlamentarii spun, doamna senator, noi aici nu prea putem să facem nimic pentru că ne desfințează. Zic, în ce fel vă desfințează? Păi zicem presă. Ne distrug imaginea și nu mai avem o imagine impecabilă. Da. Zic, voia să văd ce face presa din România cu mine? Și ce Dani s-au adus la cunoștință, zice, eu nu știu cum rezistați, zice, noi după prima emisiune ne-am fi dat demisia. Opa! Și atunci mi-a picat fisa. Zic, ce ați făcut? Zice, da, zice, aici, dacă apare o emisiune, ceva împotriva unui om politic, a doua zi omul politic își dă demisia de onoare. Ca bun, și vezi. Dacă nu e adevărat,
Zice, degeaba dacă nu e adevărat, pentru că nu ți se dă posibilitatea să te aperi în fața poporului. Înțeles. Iar poporul are o încredere oarbă în instituții. Zice, acum de când cu vaccinarea asta care a dat efecte adverse a început să mai scadă încrederea poporului în instituții, dar e undeva sub 50%. Am înțeles. Zice, noi nu avem susținerea dumneavoastră populară. Zice, oricum, România este ceva aparte în tot ansamblul Uniunii Europene și asta ar trebui să vă mulțumească tot poporul român. Și ceea ce faceți dumneavoastră acum, ocolul Europei, să vorbiți cu noi toți, niciunul din opoziție, din nicio țară, nu ar avea acest curaj. Felicitări! Deci, credeți-mă, nu mi-a venit să cred ce aud. Și zic, doamne, dar ce-ați face dacă uitați-vă ce mi se întâmplă mie în România? Ce, doamne, nu știu cum rezistați, nu știu cum de mai aveți susținători, pentru că în orice țară din Uniunea Europeană, când presa dă în tine și te face praf, evident că la comandă politică, tu nu mai ai nicio șansă. Zic, dar v-ați gândit să vă jucați șansa și să vă apărați în toate modurile posibile, astfel încât să treziți cât mai mulți, în cazul dumneavoastră, nemți, și li s-a părut ceva, wow, dar asta este sinucidere. De ce? Păi noi nu avem decât social media. Păi atât am și eu. Da. Și atenție, ei pe Facebook nu sunt banați. Eu sunt. Deci, toate realitățile din Germania, Marea Germanie. Deci este inimaginabil ce se află aici. Astăzi încep protestele fermierilor. Noroc eu sunt cumva în afara Berlinului special, am luat cazare ca să pot să fiu cât mai aproape de aeroport și să pot să plec indiferent ce s-ar întâmpla. N-am avut timp să vizitez Berlinul, doar așa cu taxiul din mașină când m-au luat ei, dar în rest nu am putut să vizitez Berlinul, doar ce am putut să văd pe aici, pe acolo, pentru că am stat numai în discuții și în întâlniri, în parlament, în restaurante, unde, atenție, se feresc cu toții să vorbească, iar un subiect tabu peste tot pe unde a fost este războiul dintre Ucraina și Rusia. Wow! De ce? Nimeni nu are voie să vorbească despre acest subiect. Nimeni. Niciun parlament, nimic, nimic. Vreau să vă spun că în Germania a fost interzis presei să prezinte faptul că Zelenski a fost alungat din Parlamentul României de mine. Curios. Deci tot ce a mers pe social media, în presa națională au fost doar acele câteva instituții independente, care sunt foarte puține pentru că în general sunt închise, da? Da. Deci imediat se întâmplă ceva, imediat se închide respectivul ziar sau respectiva televiziune. La întâlnirea cu românii de aici am fosiderată să aud, avem chiar o româncă care e angajată cumva la asistență socială, un fel de protecția copilului, și am rămas siderată să aud că există o normă de, nu știu, de zici că ești la amenzi la polițiști, zici că copiii au ajuns niște o marfă, normă de copii preluați din sânul familiilor și dați efectiv către adopție în familii, în general, formate din persoane cu același sex. Deci asta ne oferă nouă în momentul ăsta Occidentul. Asta este politica pe care pentru care militează. Credeți-mă, n-am văzut în viața mea atâta frică cât am văzut aici în Germania, dar și în Portugalia. Nu. Deci am încercat, de câte ori când am atacat subiectul Ucraina, îmi spuneau, vorbește mai în șoaptă, nu mai spune Ucraina, nu mai spune Rusia. Zic, dar de ce să nu mai spun? O să cred așa ceva. Pe cuvântul meu de onoare. Mă cred. Deci îl am pe consilierul meu lângă mine în toate aceste discuții și mi-a spus și el, jur că aș fi crezut dacă mi-ai fi povestit,
Și vorba aia, omul ăsta e vechi în branșă, a tot fost consilier la o groază de politicieni și mi-a spus: nu te-aș fi crezut niciodată, aș fi crezut că minți și că vrei tu să exagerezi și că vrei tu să nu știu ce să obții, dacă eu nu aș fi fost cu tine să aud toate discuțiile. Deci el, care și așa e alb la față, a ieșit și mai alb din aceste întâlniri. Eu eram siderată, nu-mi venea să cred, iar non-stop laudele pe care le-am auzit, o chestie, deci sunt chestii normale ce fac eu în Parlamentul României. Așa ceva, să faci declarațiile politice pe care le-am făcut, deci la ei circulă, dar circulă cumva pe un internet ascuns. Pentru că dacă sunt prinși că ascultă astfel de declarații, sunt chemați imediat la parchet. Da. Deci, nu, spre asta se îndreaptă Europa. De aceea sunt foarte multe partide naționaliste care încearcă să facă, să ia atitudine. Vreau să vă spun că mi-au mulțumit că am venit în acest periplu, că au zis că ei n-ar face așa ceva. I-am invitat și eu în România și s-au blocat și au zis: trebuie să analizăm, să vedem ce înseamnă asta. Pentru că, într-adevăr, zice, pentru Uniunea Europeană, România este un mare pericol. Ține de ce e un mare pericol? Așa. Din cauza libertății pe care o aveți, și asta ți se datorează în cea mai mare parte în Parlament, dar și poporului vostru, care trebuie felicitat. Zice, poporul român este un popor trezit, un popor care merită toate felicitările noastre. Doamne ajută. Deci, și mi s-a spus așa: cred că nu înțelegi, Diana, că la nivel european toate partidele naționaliste se uită spre România. Dacă tu cu SOS România veți reuși, vom fi și noi salvați. Dacă nu, suntem morți cu toții, pentru că noi nu putem să facem ceea ce poți tu acolo. Mi s-a spus foarte clar că tot ceea ce se întâmplă acum pe toate televiziunile și în toată media împotriva mea este cu ordin de la Bruxelles, Da. dar se dau bani foarte mulți tuturor persoanelor care denigrează, chiar dacă îmi sunt rude, chiar dacă este chiar soțul meu, da? Se dau foarte mulți bani pentru că se merge pe aceeași chestiune care se merge în Europa, de calomnie, de insultă, de inducere în derizoriu a muncii unui om, la care ei, europenii, nu rezistă. Nu pot să facă față la așa ceva. Și atunci nu pot decât să rezist, da? Da. Nu pot decât să merg înainte, nu pot decât să fac tot ce îmi stă în putință să merg mai departe și să reușim. Pentru că altfel s-a terminat cu România, s-a terminat cu Europa. În Germania am înțeles că există o nemulțumire, a scăzut enorm de mult puterea economică, au probleme inclusiv în industria constructoare de mașini, da, grave probleme, din cauza faptului că nu mai au energie de la ruși. Se merge acum pe construirea de centrale atomonucleare. Din punctul lor de vedere, este cel mai viabil mod de a avea energie. Așa. Sunt acum cu energia eoliană, energia asta solară, cu panourile solare. Mi s-a comunicat că industria chimică nu mai există. Deci Grav. uitați-vă exact cum, păi, și ăștia aveau, deci sunt Da. disperați. Și au o problemă foarte mare cu imigrația și cu acordarea drepturilor mult mai multe și mult mai importante către imigranții care nu muncesc și sunt întreținuți de stat. Și dacă vă aduceți aminte, aceeași problemă v-am spus-o și din Portugalia, Da. și în Italia au aceeași problemă. Să vedem când o ajunge în Spania, să vedem cum va fi și în Polonia. Din punctul lor de vedere, există doar două țări mai libere, România și Polonia,
pentru că și în Polonia este o acțiune din asta, mai e partidul ăsta, coroana, mai știu cum Da, se da, numește, da. coroanei, cu acest parlamentar, Gregorș, care acum nu știu ce a făcut el, o prostie acolo în Parlament, s-a dus cam departe, dar și vor să-i retragă mandatul, deci iau inclusiv instituția retragerii mandatului, deși, atenție, este vorba de voința poporului. Da. Deci toate țările astea au adoptat retragerea mandatului de către putere, nu de către popor, Ca să vezi. către putere. Și atunci tuturor le este frică, dacă dau în putere, că puterea îi va da afară din Parlament. Și de aici un întreg șir de, de abuzuri și de compromisuri inimaginabile. Deci toți vorbeau de teroare, toți vorbeau de frică. În timp de 12 ore în Parlamentul Germaniei auzi o sirenă. Și îți sună minute în șir, pe urmă spun un minut, două pauză. Și am întrebat și eu, bă, dar ce se aude? Că se aude și în birouri și peste tot. Păi zice, este sirena care cheamă parlamentarii la ședință să voteze. Și la un moment dat ajung în camera, în camera, cred că a deputaților era, în camera deputaților, și ajung și văd pe ea stând cu minți. Nu se auzea nici musca, presa cu minte, liniștită, era unul la pupitru, vorbea liniștită, el stăceau, inclusiv opoziția, și zic, dar ce e aici? Păi te-a zis, ce-i parlamentul, e camera. Păi și unde-s dezbaterile? Păi că au ajuns la vot. Bun, dar nu poți să-ți expui punctul de vedere pe vot, că noi putem. Da, da, da. Nu, dar cine îndrăznește așa ceva? Poftim? Dar voi pe ce lume sunteți? Unde trăiți? Zice, Doamne, a, și bineînțeles că în momentul ăla ne-am trezit cu securitatea Parlamentului pe cap. De ce? Păi, nu sunt o persoană agreată la nivelul conducerii Germaniei. Ia auzi. Am fost rugați așa să, da, să nu deranjăm ședința. Am spus că nu, doar mă uit. Am stat un pic pe acolo, se uitau, deci cred că mă înconjuraseră vreo 5. Și am stat, m-am uitat, m-au văzut cu telefonul în mână și zice, nu, nu. Zic, ok. Bună, senator, dar eu pare așa o lume distopiană, o lume absurdă. Deci este Kafka, credeți-mă. Eu de-abia aștept să mă întorc la mine acasă. Dar e bine că am văzut asta. A, și am întrebat parlamentari. Mă, dar voi de ce nu faceți live-uri din Parlament? Păi zice, pentru ce? Păi să se vadă ce se întâmplă acolo. Da, realitatea. Păi da, nu se întâmplă nimic. Nu pot să cred în Bundestagul german. Zice, totul este filmat și dat în direct pe nu știu care canal. Da. Așa că totul e la vedere, n-am avea de ce să facem live-uri. Păi bine, dar să-i anunțați pe oameni că uite ce vine, ce nu știu, da, ce. Da, ce se întâmplă. Da, ce... da, zice, ne desființează, ne dau afară. Cum adică vă dau afară? Păi zice, ne retrag mandatul și intrăm în alte chestii și ne desființează partidul. Băiatule, înseamnă că e mai rău ca pe, în perioada Adolf Hitler. Exact. Mi-au zis să nu pronunț cuvântul ăla. Așa, de să ce? Nu pronunț. Pentru că sunt aparate de înregistrat peste tot și dacă voi pronunța ceva de na, nici aici nu pot să vorbesc, să știți, de să pronunț acele cuvinte. Așa. Pe care le-ați pronunțat dumneavoastră. Mi s-a spus nici în restaurant să nu vorbesc despre așa ceva, pentru că sunt grave probleme, pentru că absolut peste tot sunt aparate de înregistrat. Ceea ce înseamnă că trăim într-o dictatură. Și am fost sfătuită să nu cumva să fac această emisiune cu dumneavoastră. Iar dacă o fac, să nu vorbesc absolut nimic despre Germania. Și am spus, nu vă supărați. Zice, știi că riști să fii reținută. Ok, riști să fiu reținută. Ia auzi, domnule, ia auzi, da, domnule. Da. Aseară ne-am dus să mâncăm aici lângă... Așa.
lângă hotel, noroc că e un restaurant italian și ne-am putut înțelege, oameni foarte drăguți, foarte calzi, toți italieni, și am putut vorbi cu ei și erau atât de fericiți că mai văd oameni care vorbesc liber. Dar mi-au zis nu, să nu vorbiți de lucrurile pe care le vorbim. Știau de mine, mi-au arătat pe telefon că se uitau la, la interviurile mele care sunt traduse în italiană. Deci, ok. Și mi-au zis nu faci, să, nu faceți, să nu faceți ceea ce faceți în general pentru că au dreptul să vă rețină și nu vă mai scoate nimeni din închisoare din Germania. Zice, oh, naibii. Da. Și românii care m-am întâlnit aici mi-au zis, doamna Diana, vă rugăm frumos, noi avem nevoie de dumneavoastră în libertate, nici nu știți ce se întâmplă aici. Deci de la momentul în care acea persoană cu protecția copilului mi-a spus că efectiv nu trebuie instanță, ci doar dacă îi se năzare cuiva de la protecția copilului că acel copil are probleme acasă, să zic că îi vezi o strigă pe față, da? Poți să iei copilul din familie și îl dai. Dacă te opui sau vreun avocat să îndrăznească să se opună, imediat sar ăștia de antitero pe tine și s-a terminat. Și am văzut lucruri din astea și să știți că am avut un caz exact înainte să intru în pandemie. M-a rugat unul dintre cei mai buni executori judecătorești din România. Mi-a zis, Diana, am nevoie să mă sfătuiesc cu tine, am un caz. Și atunci am văzut în prima oară în viața mea o hotărâre, o hotărâre judecătorească din Germania. Da. Și tot felul de acte, săraca pe femeie fusese nevoită să traducă, hai de capul meu, că plătise 10.000 și ceva de euro pentru traduceri. Pentru că statul român efectiv dorește totul tradus, iar traducerile sunt cumplite, foarte scumpe din limba germană, în care, inclusiv cu filmări, pentru că instituțiile statului german îți și filmează preluarea copilului, după care îți dau CD-ul, nu e nicio problemă. Sau domasochism total. Deci nu contează că acel copil urlă, nu contează, e un bun al statului. Cel puțin asta este interpretarea pe care o dau eu. Atâta timp cât instituțiile statului intervin în forță și trec peste voința părinților a copilului, asta mi se pare inacceptabil. Și am avut posibilitatea să văd așa ceva și vorbind cu executorul, mi-a spus, băi, Diana, zice, eu ce fac pentru că am această hotărâre din Germania, copiii sunt preluați de către instituții, mai aveau încă un copil de preluat, venise cu el, sta să-mi pun și asta în priză, ok, venise cu el în România, era o hotărâre judecătorească cu execuator, se încerca preluarea din România și am spus, atenție. Indiferent că eu am hotărârea aia din Germania, am hotărâre de executor, deci recunoscută, tu ca executor nu aplici, că asta era problema, îi se cerea executorului să aplice legislația germană, pentru că, vezi, doamne, aveam o hotărâre de executor recunoscută, deci o hotărâre germană recunoscută în România. Atenție foarte mare și instanțele ar trebui să fie foarte atente în situații de acest gen. Pentru că ei merg pe ideea, dacă mi-ai recunoscut hotărârea, atunci trebuie să-mi aplici și legislația. Nu! Este vorba de legislația mea din România, tu nu treci peste ea. Așa că nu mi-atingi copilul ca executor. Dacă copilul refuză, ai înregistrat refuzul copilului și mergi pe legislația, pe codul de procedură civilă, care îți menționează că trebuie, dacă refuză, să-l duci către un psiholog care să discute cu el și așa mai departe. Deci, încă la noi mai există o legislație care să apere familia. Ușor, ușor, și asta să știți că nu a fost implementată și datorită nouă avocaților care am luat atitudine, precum și oamenilor care au ieșit în stradă, aceste exerciții civice nu mai există. În Germania, de exemplu, dacă te apuci
să ieși în stradă și să militezi, ați văzut ce spune, că ești extremist, că ești nazi, că ești, mă rog, iau și problemele astea grave din trecut și Da. Nu vor să dea, nu vor să iște discuții, dar eu cu cine am vorbit aici am înțeles că există o teroare, s-a instaurat teroarea. Da, haideți să aruncăm bomba pentru că dumneavoastră, doamna senator, la Brandenburg ați fost invitată să vorbiți despre pandemie, vorba de ancheta, comisia de anchetă. Cum de s-a întâmplat asta? Tot prin politicienii de opoziție, pentru că după ce s-a trecut de discuția despre războiul ucrainean-rus, și o să revenim la asta pentru că da, avem o problemă și înspăimântă și pe ei ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în România, dar am găsit soluții, vom colabora, o să vă spun eu. Au trecut deodată așa, pentru că se așezaseră unii pe lângă noi pe acolo, au trecut către pandemie. Există, știți că în Germania există inclusiv aceste, cum să le spun, nu sunt spitale, sunt niște clinici pentru a trata efectele adverse medii și grave ale vaccinului anticovid. Au fost date. Și au reușit să constituie o comisie oficială. Nu se face foarte mare tamtam. Am văzut că mulți nemți nu știu de chestia asta, nici românii de aici. Este o comisie oficială. Dacă vă aduceți aminte, noi din 2020 făceam parte din CEXPAR, Comisia Extraparlamentară de Anchetare a COVID-ului. Că acolo ne-am și cunoscut foarte mulți și am rămas împreună pe baricade. Dar aici e vorba de o comisie oficială în care sunt prezentate dovezile. Se pare că pe partea medicală sunt acceptate mult mai multe, au o deschidere mult mai mare pentru că neamțul reacționează foarte bine la problemele de sănătate și atunci nu vor să-i deranjeze și să îi facă să iasă în stradă pe probleme de sănătate. Pentru că aici au ieșit foarte mulți medici și au luat atitudine ulterior spunând, domne, avem efecte, pentru că dacă nu ies să spună de efectele acestor vaccinuri anticovid, riscă să fie condamnați să plătească daune incomensurabile și atunci aduce un prejudiciu de imagine clinicii respective, deci ajungem iar la imagine. Pentru ei imaginea este extrem de importantă și ei și-o apără. Și atunci medicii au ieșit marjând pe chestia asta că, măi, dar nu sunt eu de vină, trebuie cel care-i de vină să plătească. Și atunci s-a format această comisie, se tot investighează și din septembrie își va reîncepe lucrările. Că știți cum sunt astea oficiale, își încep lucrările după alegeri, da, cam cum e și pe la noi. Tot vorbind cu ei, mi-au spus, doamna Șoșoacă, că aici sunteți foarte cunoscută pentru lupta dumneavoastră, nu ați vrea să participați la o astfel de conferință, că vă invităm oficial, aici se poate. Așa. Ba da, cum să nu? Zice, dar ne aduceți absolut tot ce aveți. O, da. Așa că în septembrie sunt invitată încoace să vedem cum va fi cu alegerile, că atunci avem și alegeri. Dar am acceptat această invitație pentru că măcar există niște cercetări undeva într-o țară în care putem face și schimb de experiență și putem să ne aducem și noi românii un aport la toată această anchetă. Nu are nicio legătură cu ancheta lui Fülmich. Fülmich aici, mă rog, este considerat doar un avocat care a luat atitudine. Nu face parte din această comisie. Comisia aceasta este una oficială făcută de instituțiile statului german în urma sesizărilor făcute de către medici.
Am înțeles. Și am întrebat și ok, și ce părere au nemții în momentul ăsta? Zice, sunt foarte supărați pe autorități, ce trebuie să înțelegeți că noi aici am acordat foarte mare încredere autorităților, pentru că autoritățile sunt cele care trebuie să aibă grijă de popor. Zice, voi, pentru că ați avut parte de comunismul ăsta din care de-abia ați ieșit de vreo 34 de ani, nu mai aveți încredere în autorități, pentru că autoritățile v-au trădat. Și zic, bine, dar totuși, uite, acum suntem, am trecut în Berlinul de Est, Berlinul de Vest, totuși ați trăit, chiar unul dintre parlamentari copilăriți Berlinul de Est. Și am spus, zic, dar și voi ați trăit, zice, nu se compară. Zice, noi în Berlinul de Est am dus o viață foarte frumoasă, spre deosebire de voi. Zice, noi nu am avut ceea ce ați avut voi. Zice, voi sunteți cea mai traumatizată țară de comunism, de socialism și cred că de-aia și reacționați așa, pentru că nu ați mai suporta încă o dată să vi se pună bocancul pe grumaz. Mă rog, traducere mai comună. Da. Deci, să știți că ei ne admiră foarte mult pentru atitudinea noastră. Nu vă uitați la presa română care acum am înțeles de unde vin ordinele și ce trebuie să facă, pentru că presa românească face exact ceea ce face orice presă din Occident, pentru că s-a instaurat această dictatură de la nivelul Uniunii Europene, care îi impune efectiv denigrarea tuturor persoanelor care luptă și care constituie un adevărat pericol la dictatura impusă de ei. Asta trebuie să știe românii. Iar latrinele TV din România, precum și latrinele oficiale online, precum și latrinele jurnalistice online sau fizic, care efectiv denigrează cumplit orice om și bine, eu sunt pe primul loc, asta este foarte clar. Deci, la ordinea zilei, din oră în oră, Diana Șoșoacă trebuie să fie denigrată și știți pe ce se merge? Pe ideea lui Stalin. Calomniază, 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 tot va rămâne ceva. Din Ca păcate, să da. înțelegeți ce face Uniunea Europeană. Deci, ăștia aici sunt terifiați, ei nu vor să spună nimic rău despre ei. Chiar mie nu-mi pasă și ei se uită la mine și îmi spun, dar cum nu-ți pasă? Nu-mi pasă. Pentru că dacă mi-ar fi păsat, eu n-aș reuși niciodată să am vocea care a trezit o mare parte a poporului, n-aș fi ajuns niciodată în Parlament ca să pot să apăr și de acolo drepturile și libertățile cetățenești și să aduc la cunoștința românilor tot răul pe care acești parlamentari îl fac, unii cu voie, alții fără voie, unii sunt chiar inconștienți, credeți-mă, nu au capacitatea mentală, intelectuală, să înțeleagă aceste aspecte. Nu au această capacitate, nu înțeleg, pur și simplu. Deci am stat de vorbă cu foarte mulți. IQ-ul este extrem de scăzut și nu pot să înțeleagă ceea ce se întâmplă în jurul lor. Așa că sunt yes-menii ăștia, primesc pe o hârtie sau pe telefon voturile și votează așa cum li se dictează de la centru. Da? Deci, tot ceea ce se întâmplă pe canalele TV ține de, în România, ține de ordinele venite de la Bruxelles sau, evident, unele de la Washington. Ați văzut, depinde de televiziune. De aceea spun, românii trebuie să închidă televizorul. Românii trebuie să închidă televizorul, vom rămâne pe social media, vom rămâne câte va mai lăsa pe Facebook cu BZI-ul, cu Luiz Lazaru, Zeus TV, cu conturile noastre, Da. pe TikTok, pe Instagram, pe Twitter, astfel încât și VK-ul există, dar nu prea e folosit. Ăsta e folosit mai mult în Est. Dar, credeți-mă, este dezastru și vine și către noi. Dacă ajungem exact în această situație ca nemții, eu mă bucur din suflet că suntem cum ne fac ei pe noi mai înapoiați, pentru că în stilul ăsta n-am putut să fim atât de, să ni se atrofieze atâta simțurile încât să nu realizăm că este vorba de o dictatură. Deci tot poporul ăsta român e, cum să zic, știți cum se uită tot Occidentul? Bineînțeles, mutește. Cu admirație și cu speranță. Asta mi-au și zis. Le-am zis, bun, dar de ce nu veniți cu mine la invitațiile pe care le am în Așa. Europa? Doamne ferește, păi, dar ne-ar desființa partidul în următorul minut. Cum adică? Pentru că te duci
Și discuți ce, a, nu, dacă mă trimite Parlamentul cu comisie, ne întâlnim în cadrul din acesta Parlament cu Parlament, da. Dar ceea ce faci tu, zice, așa ceva n-avem curaj, dar face parte din parlamentare, ce știm. Face parte din politică, știm. Corect. Dar nu există democrație. Democrația nu mai există de ani buni. Și mi s-a spus un lucru. Primul pas a fost pandemia, al doilea războiul. Urmează cel de-al treilea pas când vor instaura definitiv teroarea, care se apropie foarte mult, în cel mult un an. Sunt disperați cei de la Uniunea Europeană că grupul acesta IDE, Identitate și Democrație, are din ce în ce mai mulți adepți. În funcție de alegerile din 9 iunie, acest grup se va mări și va avea o pondere importantă în Parlament, astfel încât să poată să oprească toate nebuniile care vin de la Bruxelles, ceea ce înseamnă dictatura. De aceea, românii trebuie să conștientizeze importanța alegerilor de la 9 iunie. Sunt cei care vor ieșirea din Uniunea Europeană. Ieșirea din Uniunea Europeană nu se poate face într-o zi, într-o lună, într-o două, în trei, în cinci. Se face în ani. Iar România, la acest moment, nu are capacitatea de a se autosusține, pentru că absolut tot ceea ce avem noi este preluat de Uniunea Europeană, de americani, de, eu știu cine, o parte e preluată și de ruși, stați liniștiți, din economie, și ăștia de la putere știu, le-am făcut eu odată o declarație, le-am făcut și o interpelare și le-am și arătat că au inclusiv omul Rusiei în guvernul României. O doamnă ministru Oh. care a făcut facultatea la Moscova, vorbește perfect rusa și nu s-a dezis niciodată de Moscova. Așa că nu vă mai luați voi după aparențe, că nu e chiar așa. Suntem extrem de importanți și au sesizat și vesticii că România poate juca rolul extrem de important al celei care apără de război Europa sau cea care aduce războiul în Europa. Tot ceea ce fac în acest moment este lobby pentru România. De ce? În viitor lucrurile se vor schimba. Eu sper că se vor schimba în bine. Tot ceea ce pot să fac eu este să fac aceste călătorii și să mă întâlnesc cu oameni la fel de naționaliști, de patrioți ca și noi Da. și să am sprijinul lor pentru ca România să fie acel pol neutru, un fel de Elveția Balcanilor. Pentru că și ei sunt terifiați de traficul de droguri care intră prin România, prin portul Constanța, precum și de armamentul care intră pe acolo și mai mult de către imigranți. În curând se va da drumul la poarta imigrației prin România. Sunt deschise porțile Portugalia, Spania, Italia. Urmează România și în momentul în care deschis și România s-a terminat, Europa e încercuită. Există într-adevăr pericolul dispariției rasei albe. Și asta o spun mulți politicieni cu care m-am întâlnit, nu numai de aici. În toată Europa, da, În desigur. toată Europa, da. Și există pericolul, deja există, știau și ei de toate rezoluțiile astea cu istoria. Știau de amendamentul Șoșoacă, chiar dau și zice, știți că amendamentul ăla Șoșoacă este și pentru noi. Zic, știu. Și zice, doamna Șoșoacă, le-ați făcut o mare problemă ăstora în Parlamentul European, nu știu ce să mai facă, dar zice, le-o frică că veți intra în Parlament și acum se roagă la Dumnezeu să intrați cu măcar să fiți doar doi oameni, nu să fiți mai mulți, că dacă sunt mai mulți ca dumneavoastră, se va schimba Au toată. încasat-o, da. De aceea, îi rog pe români să intre pe sosro.ro la filiale, să se Așa. uite unde avem sediile, să ia contact cu toți reprezentanții de pe fiecare județ și din diaspora și duceți-vă și semnați pe lista pentru europarlamentare. Trebuie să trimitem acolo oameni curajoși, oameni care știu să negocieze, oameni care știu câteva limbi străine și au o pregătire și au bun simț. Atenție, bun Foarte simț, important. profesioniști, bun simț, sunt civilizați, n-au antecedente penale și sunt integri.
Nu am nevoie de oameni scandalagii acolo, n-am nevoie de oameni nepregătiți, n-am nevoie de cei care urmăresc doar funcții și bani, da? Am Da. nevoie de oameni extrem de bine pregătiți care să iubească România și poporul român. Pentru că regulamentul din cadrul Parlamentului European este total diferit de cel din intern de aici de la noi. Corect. Trebuie găsite niște pârghii prin care să poți să faci diferența. Uite, chiar vorbeam cu cei de la cu câțiva de la Bruxelles, cu europarlamentari, și le-am spus, ok, de ce nu faceți o conferință de presă în care să vă expuneți punctele de vedere pe care mi le spuneți mie personal. Da. Se uită la mine și spune, așa, și ce presă vine? Nu-i presă liberă în Germania? Nu. Nu e presă liberă nicăieri, nici la Bruxelles. Mi-au spus foarte clar, dacă ei, acești europarlamentari care sunt, cum să zic, antidictatura asta UE, Da. și își doresc ca și noi o Europa în care să colaborăm, dar păstrându-ne tradiția, identitatea, istoria, și să fim egali conform tratatului Uniunii Europene, da? Că aici e vorba de egalitate care nu se respectă. Da. Nu, este interzis de la nivelul conducerii Parlamentului European, Comisiei Europene, Consiliului Europei, ca presa oficială să se prezinte la astfel de conferințe. Și atunci îți rămâne tot presa independentă, câțiva oameni care apar la conferință. Foarte greu intră, li se face intrarea la aceste conferințe. Așa. Ați văzut că și în Parlamentul României nu poți să intri cum vrei tu. Trebuie să ți se autorizeze de către Biroul de Afaceri Interne, de către Secretarul General, de către președintele Senatului. Deja există oameni interziși în Senatul României. Nu mai poți. Eu ca parlamentar nu pot să aduc un grup de parlamentari, ci numai un grup de vizitatori. Pot să introduc unul sau două persoane cu o cerere înainte, aprobată de către Secretarul General Mai să și fie. președintele Senatului. Și mai mult de două persoane nu am voie. Dacă eram un grup parlamentar, puteam câte două persoane de parlamentarul, de fiecare parlamentar pe care l-ai. Da. Însă, atenție, nu ai voie decât dacă te numești PSD-PNL, eventual UDMR. N-am mai văzut de la USR mulți în balcon, acum de curând au fost un grup. Deci și la noi se instituie dictatura, ușor, ușor. Ce nu s-a putut instaura, nu s-au instaurat datorită mie. Pentru că acum poate lumea înțelege, am fost nevoită să fac inclusiv scandal în Parlamentul României, altfel la acest moment ne numeam Germania. Nu în sensul bun al cuvântului, ci în sensul dictatorial al cuvântului. Sau ne numeam Parlamentul Europei, unde nu ai voie decât să vorbești decât 2 minute, sunt cât 700 și ceva de parlamentari, vă dați seama că fiecare are dreptul la 2 minute, fiecare grup își deleagă persoana care vorbește, astfel încât să nu se stea prea mult. Exact ce ați văzut și în Parlamentul României, noi nu stăm mult, noi nu știu ce, da? Da. Despre asta ne îndreptăm, domnul Hoțanu. Mă Din bucur că am păcate. fost în parlamentele acestea, mă bucur că m-am întâlnit cu parlamentarii, în Portugalia m-am întâlnit și cu consilieri locali, mă rog, un fel de consilier local din Lisabona, am aflat foarte multe lucruri, m-am întâlnit și cu români. Am sesizat niște realități pe care pot să vi le aduc acum la cunoștință și cred Așa. că fiecare face până la urmă ce vrea. Poate să mă acuze lumea de orice, nu mă interesează. Eu sunt obligată să vă aduc la cunoștință, iar oamenii decid în consecință și își Normal. trag propriile lor concluzii. Dacă vor să înțeleagă că nu mai avem mult, cred că un an de zile și s-a terminat, da? Deci deja începe tic-tac-ul.
Și deja am înțeles că în Parlamentul European se discută despre suspendarea alegerilor pentru că există o foarte mare susținere a naționaliștilor la nivelul european. Și ceea ce îi sperie și cel mai mult este România. Ca să vezi. Pentru că ei știu că noi suntem indisciplinați din punctul lor de vedere. Noi suntem ca foarte imprevizibili. Exact, tipologia poporului român este efectiv tipologia Diana Șoșoacă. Este extrem de imprevizibilă, nu reacționează cum te aștepți, nu acționează cum te aștepți, nu-și expune planul sau dacă îți expune un plan, te duce pe o pantă greșită, iar ea face ce consideră ea. Nu cedează la șantaj și nu, totul e până la libertate. Că în momentul în care mi-ai luat libertatea, facem răscoala de la 1907. E, Parlamentul European nu are nevoie de o răscoală. Pentru răscoala, din punctul lor de vedere, din punctul meu de vedere, e nevoie de o răscoală la nivelul Parlamentului European pentru a-i deștepta și pentru a le da curaj străinilor. S-a ajuns să-mi spună mie un parlamentar neamț că el se inspiră din curajul meu și că speranța pentru ei e România și Diana Șoșoacă și SOS-ul, că vor reuși să învingă un sistem. Da. Domne, este strigător la cer. Nu se poate ca toate partidele astea naționaliste din Europa să aștepte la SOS România, un partid nou înființat, cu o femeie parlamentar la conducere care e amenințată, șantajată. Nu vă puteți închipui ce-i pe mine. Stați să Da. vedeți cu lista de europarlamentare ce șantaje mizerabile, ce încercări de amenințare din partea unora și altora, care vin inclusiv prin terțe persoane sau asociații, fundații, și cu ce tertipuri mizerabile, încât, credeți-mă, le-am și spus. Păi chiar mă gândeam să pun persoana respectivă pe listă, dar având în vedere faptul că faceți atâta scandal și că ați început cu amenințări și cu șantaj, vă anunț că nu o mai pun pe listă la europarlamentare. Pentru că dacă asta este obișnuința, înseamnă că eu voi trimite în Parlamentul European o persoană care va aduce mari prejudicii luptei noastre de eliberare. Înseamnă că este o persoană care va recurge la toate mizeriile posibile pentru a-și atinge scopul. Iar scopul nu e identic cu cauza noastră. Cauza noastră este identitatea României, stat independent, suveran. Punct. Nu-mi vin mie cu mizerii să mă înconjor pe mine, că nu merge. Adică trebuie să fii și prost să faci chestii de genul ăsta când ai văzut că eu am rezistat inclusiv șantajelor în familie. Da? Pentru că de un an de zile n-am auzit decât atât. Îți dai demisia din partid, îți dai demisia din Senatul României, te retragi și mă lași pe mine să conduc totul. Eu numai asta am auzit de un an de zile. Ia auzi. Și am avut făcute împotriva mea 4 puciuri în partid de către aceeași persoană. Ca acum să fiu șantajată, că ați văzut că toată presa a preluat de la dumneavoastră Da. șantajele. Șantajele nu sunt făcute de o altă persoană decât de cel care mi-a fost soț. Nimeni Bun. altcineva nu Incredibil. îndrăznește să mă șantajeze, da? Cu poze, cu nu știu ce, luate în casă. De nici nu mi-am închipuit vreodată că ar fi în stare de așa ceva. Asta să vedem, mai dă presa astăzi? Dumnezeule. Așa ar fi normal. Da, aceste lucruri se vor regăsi în dosarele penale pe care le-am depus. Pentru că eu nu discut. Tu, momentul ăsta, ataci omul care poate salva această națiune. Și aici vorbești de șantaj la adresa unui om politic pe care îl șantajezi să se retrage să se retragă din funcția de senator, ceea ce înseamnă că faci jocurile globaliștilor și ești plătit. Gândiți-vă cum poate să trăiască de aproape 2 luni de zile un om care este șomer, care nu are niciun ban, nu are servici, nu are nimic. De unde are bani acest om? Bună întrebare. S-a întrebat cineva?
De unde are bani acest om? De unde are mașină? De unde are vilă? Da? Sau apartamentul în care locuiește? Cum este invitat în studiourile tuturor televiziunilor unde este făcut albie de porgi? Deci nu cred că realizează penibilul în care a picat. În timp ce niciunul din SOS nu are voie să ajungă la televiziuni, nici măcar prin telefon. Da, păi în studio. Păi cine ajunge acolo? Mai ales că sunt emisiuni în care trebuie să dai minim 500 de euro moderatorului ca să ajungi. Da, interesant. Da? La altele se plătește 10.000 de euro ca să ajungi. Deci, cine plătește? Bună întrebare, domnule Pentru că Silvestru, este să vină vorba să. de... S-a intrat în campanie. Da, știu, nu e perioada aia de o lună. Nu, 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 e campanie. Anul ăsta tot e campanie. În acest moment, da? Deși noi, de exemplu, cei de la SOS și eu am cerut drept la replică, am cerut să fiu invitat în studio, am cerut la telefon să intervin, eu am răspunsurile tuturor moderatorilor. Nu s-a pus în discuție numele dumneavoastră. Poftim? Cum adică? Deci vă arăt mesajele. Vă cred. Da? Care, bineînțeles, vor fi depuse la dosarele pe care le-am făcut și în procesele pe care le inițiem împotriva lor. Deci, toată această mizerie vine pe linia aceasta globalistă. Asta ca să înțelegeți ce trădător este un anumit personaj. Și cum face jocul globaliștilor al Ursulei von der Leyen și al Bruxelului. Și evident al lui Iohannis, al lui Ciolacu, da? Cine are interes să fie denigrată Diana Șoșoacă? Pe au interes oamenii pentru care eu m-am luptat și care știu foarte bine că au această libertate într-o mare măsură și datorită mie? Nu. Cui se fac jocurile? Celor de la putere care n-au nevoie de Diana Șoșoacă și SOS România. Nu vedeți către ce se tinde? Non-stop se dă în SOS România, că e sub pragul electoral, că e ca să inducă în eroare, da, opinia publică. Și vreau să-i mulțumesc domnului Pieleanu, pentru că, deși nu-l cunosc, a avut acea verticalitate, demnitate și onoare să contrazică personajul la emisiune, să-i spună, nu, nu, doamna Șoșoacă cu SOS-ul au 8%. Da? Da. Deci, a avut curaj, a fost singurul care a avut curajul să-l contrazică. Le mulțumesc celor care au acest curaj. Mai mult decât atât, hai să ne uităm în Le Monde, unde am dat interviu, Le Monde, unde Da, acreditează, da, da, da. cu 30% la europarlamentare. Oare cum o fi în țară să fie unul care ponegrește non-stop SOS România, care încearcă să-și facă un partid astfel încât să rupă din voturile SOS România, deși în urmă cu ceva timp spunea că toți ăștia care se înființează de nenorociți, sunt oamenii sistemului, ai serviciilor, n-ați văzut că toată lumea, există un personaj care are în cap Mossad, CIA, SRI, CIE, MISA și așa mai departe, da? Care, deci spunea mereu că pe filiera asta a serviciilor se înființează aceste partide ca să poată să distrugă polul suveranism. Păi tu ce faci acum? Tocmai. Faci la fel. Mai mult, dacă o să urmărim toate emisiunile din urmă, inclusiv la realitatea la doamna Anca Alexandrescu, în urmă cu un an, da? Când a fost atunci de Crăciun, mi se pare, da? Așa, nu? Ce spunea personajul? Eu nu mă bag în politică, eu voi sta în spate și o voi ajuta pentru că ea este ceea ce trebuie pentru România. Eu nu am ce să mă bag. Și e de ajuns un singur membru al familiei în politică. Haideți să ne aducem aminte că eu nu uit. Ce s-a întâmplat ca să se poată răsturna situația? Bună Am înțeles întrebare. Germania. Unde în Germania mi s-a și spus, Doamnă, uitați. Uitați-l, totul e venit prin ordin. S-a terminat. Plata pentru trădare este atât de mare încât nici nu vă închipuiți câți oameni ați îmbogățit. Da? Deci, Păcat. exact asta e. Se câștigă foarte mulți bani pentru
a trăda România, pentru a trăda pe Diana Șoșoacă și SOS România. Toți acești detractori primesc bani la greu. Bani de bani. De aceea o și fac. Sau avantaje profesionale. Puneți-vă întrebări, că nu doare. Aici am avut în Germania, în nenumăratele întâlniri, am avut efectiv revelația adevărului. Aici, în Germania, am înțeles cât de grav este pericolul și faptul că întreaga Europa se află într-un pericol total al dictaturii. Cel mai grav e aici, cel puțin din ce am vizitat până acum. Sunt invitată în foarte multe alte locuri. Și mă voi duce. Mă voi duce pentru că vreau să văd cu ochii mei și să simt cu propriile mele simțuri, să observ eu personal, nu să aud de la XYZ. Și ulterior să pot să vă aduc adevărul în față, ca să înțelegeți. Poporul român trebuie să înțeleagă că trebuie să trimitem în Parlamentul European o echipă de oameni patrioți, suveraniști, profesioniști, integri, curajoși, care să poată să facă față și să-i mai trezească și pe alții să facă față dictaturii, să poată să se... În primul rând, îmi trebuie oameni cu experiență. Da. Oameni care nu pot fi șantajați, oameni care, în primul rând, nu au grijă a traiului de mâine. Oameni care deja au notorietatea lor pe experiența vieții lor, pe tot ceea ce au făcut pentru România. Așa că acolo vor merge oameni adevărat și am nevoie de popor român. Am nevoie la vot să ieșiți la europarlamentare și la locale. Nu pot să vorbesc de locale acum pentru că încă nu au dat modelul de semnături, dacă vă puteți închipui. Serios? Nu s-a dat încă modelul oficial de semnături la locale. De-aia nu vorbesc de locale. Noi avem, noi acum am făcut astea listele pentru locale. Încă mai se mai pot înscrie oamenii și sunt amenințați de PSD și PNL și de USR, inclusiv de AUR. Auziți ce se întâmplă acum în Călăraș, unde conduce Amalia Belantoni? AUR împreună cu Pro-România s-a unit și merg din sat în sat, din comună în comună și spun: noi îi susținem pe SOS, SOS trebuie să ajungă la guvernare, semnați pentru noi. Cum să faci așa ceva? Niciodată AURU și Pro-România nu vor susține SOS. Pentru că AURU și Pro-România sunt ai PSD-ului. Despre ce vorbim? Ponta nu este consilierul onorific al lui Ciolacu? Ba da. Da? Simion nu a luat tot ce s-a putut lua de la PSD și PNL și a integrat în partidul AUR? Păi știți ce nemulțumiri sunt acolo? Deci vin în fiecare zi, vin organizații întregi de la AUR în SOS. Cineva spunea, preia conducerea AUR-ului, Diana. Păi am preluat-o, organizațiile lor sunt la mine. Și primul lucru pe care îl întrebau, ce da, cât ne costă să candidăm? Cum adică cât costă să candidați? Păi câți bani vă dăm dumneavoastră? Păi nu mă confundați cu ex-ul meu. Că ăla vă cerea bani, nu eu. Nu mă confundați. Își făceau cruce și își fac cruce toți. Cum la dumneavoastră nu trebuie să vă dăm bani ca să candidăm? Nu, nu trebuie să-mi dai mie bani să candidezi. Există o lege, legea finanțării partidelor, o să aveți contul deschis, vă finanțați singur campania, luați peste 3%, vă luați banii înapoi. Punct. Asta spune. Îți dă AEP-ul banii înapoi pe campanie, dacă iei peste 3%. Despre ce vorbim? Eu să mă apuc să cer cuiva ceva? Atâta le-am cerut. Să nu trădeze România și poporul român. Că o să ia ăștia la bătaie efectiv pe stradă. O să-i scuipe, o să-i calce în picioare. Pentru că e ultima șansă pe care o mai avem. De aceea am nevoie de toți românii să meargă la sediile SOS România, să ia contact cu cei care prezintă SOS România, să ne dea semnături. Suntem singurul partid care colectăm semnăturile. Restul le au și le falsifică.
au bazele de date de la Casa de Asigurări de Sănătate, au baza de date de la Institutul ăsta de Statistică, au baza de date de la celelalte alegeri, au nenumărate hârtii de semnături pe care efectiv doar le rescriu și oamenii, cum să zic, le falsifică semnătura. Asta fac și aduceți-vă aminte, în 2020 au fost niște filmări cu niște doamne și domni care făceau listele de semnături într-un birou și i-a filmat unul dintre colegi cum falsificau datele și semnăturile. Mai țineți minte? Da. Ar trebui, domnul Huțanu, căutați dumneavoastră clipul acela și dați-l, ca să știe oamenii cum sunt mințiți de partidele parlamentare și de la putere, în timp ce da, SOS da, România da. Se chinuie să strângă 400.000 de semnături. Știți că guvernul României trebuia să facă reclamă, publicitate la tot ceea ce înseamnă cum se completează modelul de când... Normal, da, da. E obligația lor să o facă și ei primesc bani de la Uniunea Europeană. M-au nebunit ăștia câți bani au primit, de ce spuneau nemții, câți bani au putut primi cu guvernul României pentru campania de promovare a alegerilor europarlamentare. Vedeți vreo campanie? Nu. Sute de milioane de euro venite în contul lor pentru promovare. Ce fac ăștia? Ați văzut ce facă prin ordonanța aia de urgență? Da? Au da. Redirecționat banii către UAT-uri și către alte chestii ca să poată câștige bani. Asta fac ei cu promovarea. Își susțin oamenii lor în UAT-uri, în localități. Fură efectiv și banii ăia sunt tot de la noi, că noi plătim anual către Uniunea Europeană un buget imens. Da. Nici măcar nu suntem în stare acum să luăm fonduri europene. Lasă că a dat dispoziție ori prin ordonanță Ciolacu că toate fondurile alea europene pot să fie redirecționate în județe pentru campanie electorală a partidelor de la putere. Asta a făcut Ciolacu. Banii noștri pentru fonduri europene, atenție, cu acordul Ursulei. De ce credeți că a venit Ursula von der Leyen în România? De ce credeți că a venit să a făcut congresul aici? Păi nu s-a întâlnit cu Ciolacu? N-a avut acordul? Ia banii de fondurile de europene și dă-le la oamenii tăi să câștige alegerile, să nu ne trezim cu naționaliști în Parlament. Asta se întâmplă acum. Poporul trebuie să ia atitudine. A spus tot timpul, cum să vă așteptăm, doamna Diana? Uite, a venit momentul să mă ajutați. Nu pe mine, tot pe voi. Să România, da, și România. Ca lumea la Bruxelles. Că n-avem pe nimeni acolo să ne reprezinte. Nimeni nu ne reprezintă acolo. Din păcate, așa este. Hai să fim serioși. Haideți să vă zic eu cine vă așteaptă la Iași. Pe 27 este ședință ordinară de Consiliu Local. Am auzit că domnul Mihai Chirica vă așteaptă tare, tare, tare mult. El se laudă că face față unei confruntări, bineînțeles, pe argumente verbale, doamne senator. Să știți că sunt mii de ieșeni care abia așteaptă. Pe 27, da? Da. Ora 10. 22. 27 martie, ora 10. 27 e miercuri. Da. Dacă puteți, ieșenii va rămâne profund pe 27 voi veni, voi fi la Iași. Domnul, bravo, doamna senator. Închideți ușa că o intru pe fereastră. Că deja să știți că v-au pus în sondaje. Bine, vă, nu vă dau adevăratele cifre, dar în sondaje pentru primăria Iași vă spun, aruncați totul. Le stricați toate calculele. M-ați îi zăpăciți. Fraților, dar e o presiune pe mine să candidez la... Nu, 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 e o invitație. E o invitație, o rugăminte. Nu, nu, Doamne ferește, nu punem nicio presiune, doamna senator, din potrivă. Vorbim vă rugăm. Da. Vă rugați. Bine, vorbim pe 27. Cine știe? Poate mi-a anunț candidatura pe 27. Vai, vai, vai. Deci invit toată presa. Va fi cea mai tare ședință de Consiliu Local. Să nu sudeze, să nu pună gratii pe la uși, pe la geamuri, doamna senator, că ăștia sunt stare, să știți. Sunt senator, n-ai cum să-mi închizi mie ușa la Consiliul Local. Corect, 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 corect. Dacă nu vrei să te mai duci într-un dosar penal, că domnul Chirica are câteva de la mine.
Da. Dar vreau să vă întreb, ce-i cu vrăjeala asta la Primăria Generală a Municipiului București? Ați văzut pe ăștia de la PNL, PSD, Cârstoiu, l-au aruncat, pe fire au trimis-o la plimbare, Burduja, nici el nu-i mai brează că l-au pus șef de cap. Nu e o teamă, nu le e frică, doamna senator? Nu vi se pare așa? Le este foarte mare frică și dacă observați, nimeni nu și-a anunțat nici măcar lista la europarlamentare. Așa că o să rog poporul român să nu mă pună să anunț lista. Dacă au urmărit emisiunile mele online, au văzut că profesorul Gică Manole a acceptat să fie pe listă, deci aveți un reprezentant de seamă al Wow! Moldovei. Da. Profesorul Gică Manole a acceptat să fie pe listă la europarlamentare. Deci ușor, ușor îi devoalăm, dar atenție, nu voi face publică acum lista pentru că nici ceilalți nu au făcut-o. Este o teamă cumplită și ei așteaptă ca eu să dau prima lista, eu aștept să o dea și ei. O să ziceți, bine, dar Aurul și-a dat lista. Nu, și-a dat o listă potențială. Nu se știe nici cine e pe primul loc, nu se știe nici pe al doilea, nici pe al treilea, nu se știe nimic. Și s-ar putea să aveți surprize, să nu fie niciunul de pe lista pe care v-au dat-o până acum. Da? Da. Pentru că și la ei presiunile sunt foarte mari. Eu o să le spun celor care încearcă să facă presiune asupra mea, că dacă mai încearcă, nu vor mai fi pe nicio listă. Nici măcar la parlamentare sau la locale. Da, Atâta le corect. spun. Deci fără presiuni la mine că nu merge. Deci chiar nu merge. Și mi se pare o mizerie de nedescris să faci chestia asta. Sau să te compari cu oameni care au ajutat SOS-ul sau m-au ajutat pe mine de 4 ani de zile. Nu poți să te compari cu oameni care efectiv de zi de zi, noapte de noapte au fost alături de această mișcare, iar tu vii de câteva luni de zile și începi să faci pe nebunul sau pe nebuna că vai, trebuie să intri pe liste. Nu merg la mine chestiile astea. E bine să avem cu toții o limită și un bun simț. Da? Da. Sau să pui pe XY să-mi pună sub nas un protocol în care să-mi bat joc de toți președinții pe care i-am și care se luptă pe banii lor și pe timpul lor de când suntem împreună să facă din SOS România un partid ca lumea. Eu am un deosebit respect față de oamenii mei și față de președinții organizațiilor județene și locale care muncesc de un an și 4 luni, alții mai de curând, am un deosebit respect față de acești oameni. Știu că le este greu, îi iubesc din tot sufletul meu și le mulțumesc din suflet pentru abnegația cu care lucrează, dar uitați-vă ce se întâmplă la, ca să revenim la chestiile astea, la București, pentru că și acolo mi se cere să candidez. Am înțeles că aș câștiga imediat capitala, însă capitala are o mare problemă. Așa. Capitala este cuprinsă de mafie mai rău decât Iașu. Capitala are deci la capitală se va fura ca în Codru. Nu că la Iași nu se va fura, se va fura. Dar la Iași parcă oamenii sunt mult mai curajoși și mai implicați. Oamenii sunt mult mai patrioți. Iar la Iași o avem pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, care veghează și care pe mine m-a ajutat foarte mult. Asta e adevărat. La București, din păcate, este un oraș al pierzaniei. O să-mi spuneți, da, avem patriarhia, avem, da. Dar uitați-vă și patriarhia cât este de amenințată și șantajată de politicieni. Bucureștiul, cred că ar trebui, îl rog frumos pe prea fericitul Daniel, să facă niște slujbe zilnice în capitală. Mai ales în Parlament, pentru că am impresia că satana s-a pus direct pe capitală. Acolo sunt niște jocuri cumplite, sunt șantaje în spate, sunt dosare penale. De fapt, o să vedeți ce chestii ies acum despre unii candidați care au fost eliberați de curând din închisoare, după ce fuseseră condamnați definitiv. Stați să vedeți ce mizerii vor ieși, lucruri extrem de urâte pe care serviciile le păstrează pentru campania electorală.
E o luptă cumplită. Eu am rămas siderată să văd că, de fapt, mă rog, știți că anul trecut Firea și-a anunțat candidatura la primăria București. A existat acel Da. scandal în partid cu Ciolacu, care nu i-a permis, Da, deci a da, da. făcut-o ăștia de la București, organizația București o susținea pe Firea, pormă i-au băgat pe LX145 în cârcă, ea nu a știut să managerieze situația, mai mult a greșit ieșind pe posturile TV și ea și bărbatul și băgându-se în toate chestiile astea în loc să ignore. Porma a zis că va Da. candida independentă, acum a rămas pe liste. Deci vă dați seama ce presiuni sunt acolo și ce grupuri de interese, că te uiți la PSD, da? Da. Pentru că așa îți dai seama de jocurile politice din spate, urmărindu-i pe ăștia de la PSD. Pentru că ce face PSD-ul? Dă reacție la PNL. Și apoi vin celelalte partide. Acum o vezi pe Firea că nu mai este sprijinită și Firea de unde era în urlete și trâmbițe că ea candidează A independentă, zis că că ne se arată Europa. resetează. Da, se resetează și acceptă postul de europarlamentar, pe lista de europarlamentari. Oare Ce ce s-o fi face? întâmplat? Ce face PSD-ul? Ce trimite pe liste? Trimite ca șoșoacă naționaliști care să lupte pentru Nu, România? nu, 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 Nu. nu. Ce trimit toate partidele în afară de SOS? Oameni pe care să-i recompenseze cu bani și cu beneficiile europarlamentarului, astfel încât să-i scoată de pe politica internă, unde îi deranjează pe ei. Deci cumva își elimină adversarii interni, trimițându-i pe lista de europarlamentare, astfel încât să aibă avantaje acolo și să-i scoată din intern, să își piardă atenția, să-și piardă atenție, puterea din interior. Pentru că odată ce te duci pe europarlamentare, ești foarte puțin legat de intern. Tu rămâi Așa încolo, este. da? De ce credeți că mi se spune mie tot timpul, Diana, rămâi în Parlamentul European, du-te în Parlamentul European? Ca să nu mai aibă cine să lupte aici pentru români. Da? Pentru că un partid de lider, întotdeauna listele sunt conduse de lider. Da? Normal, așa De e logic. ce să se deschide lista la europarlamentare cu Diana Iovanu Vișoșoacă? Ține de mine dacă eu rămân acolo sau mă întorc în România. De ce credeți că toată lumea vrea să rămân eu în Parlamentul European? Să aibă liniște în intern, să elimine singurul om care mai poate să facă diferența. Așa au făcut și cu Firea. Pentru că Firea are v-am mai spus o dată, este ăsta, Ciolacu cu puterea lui acolo, e Da. Paul Stănescu, e gruparea Firea, e gruparea Dâncu, și mai sunt încă vreo două mai micuțe, își construiește Simonis o grupare, atenție, Da. atenție la el, nu îl slăbiți din ochi. Și atunci, ușor, ușor îi anihilează. Hai să vedem pe cine mai pun pe listă. Deci pe Firea. Deci gruparea Firea o anihilează. Da. Probabil că lasă tot pe Pandele la voluntari, pentru că au nevoie de el. Da? Și totuși o duc și pe Firea în Parlamentul European, unde are evident beneficii peste beneficii, e știta în Parlamentul European, ei se înțeleg bine cu Ursula, ei se înțeleg bine cu toți globaliștii, deci vor avea niște avantaje, plus de asta, ce vor face? Vor aduce bani la PSD. Enorm de mulți. Ceea ce își doresc baronii PSD-ului. Asta fac ei acolo. Și oamenii care fac asta, dar vă dați seama, ca să poți să pleci de la candidatura aia pentru care urlai și nebuneai că vrei să fii primarul Bucureștiului și să nu ai nicio reacție și să te resemnezi și să accezi la europarlamentare, voi vă dați seama ce negocieri au fost acolo și ce șantaje. Pentru că personajele astea au zeci de dosare penale și nu le-au ca Diana Șoșoacă făcute de putere pe nașpa. Ei le au pe bune. Atenție! Așa Deci, în spate sunt niște jocuri foarte interesante. O să le urmărim să vedem. normal.
Deocamdată listele nu sunt făcute. Și deocamdată guvernul încalcă legislația nedând publicității modelele de strângere de semnături pentru locale. Măi, și nu e atât de ușor, să știți, pentru că și aici sunt locuri în care trebuie să strângi 10.000 de semnături pentru Consiliul Județean. Nu e chiar atât de ușor. După ce te duci cu strângerea de... Adică nu era normal, fiind aceeași dată, să dai publicității modelul de europarlamentare și la europarlamentare au întârziat și aici, dar îi nebunea Bruxelles să dea odată modelul. Și atunci, de ce nu ai dat și modelul de locale astfel încât oamenii să nu facă două deplasări? Vedeți cât de nenorociți sunt? Pentru că ei știu că ăia care vor la locale nu sunt interesați să strângă semnături pentru europarlamentare. Și atunci, te induc în eroare, îți fac doar modelul de europarlamentare, astfel încât mulți să spună, da, ce mă interesează pe mine, că eu candidez doar la locale. Păi, nu vă supărați. Eu, ca președinte de partid, vă spun, nu adunați semnături pentru toate, nu vă validez. Adică, ori suntem toți pentru unul și unul pentru toți, orice facem aici. Dar asta face puterea, instigă, creează războaie în interiorul partidului. Pentru că ei știu că mulți, nu poți să-i bași pe toți pe listă, da? Sunt 30 plus 5. Și atunci, se merge pe ideea asta, lasă-i doar să se certe pe europarlamentare și mai încolo dăm modelul pentru locale. Păi de ilegal. E ilegal pentru că tu nu mai lași timpul necesar să intră în campanie electorală, tu nu mai ai timpul necesar să mai și depui semnăturile pentru locale. Acolo se merge pe biroul electoral județean, da? Da. Nu se merge la biroul electoral central unde te duci cu semnăturile de la parlamentare. Acolo ține de fiecare președinte de județ. Nu spun ce presiuni sunt pe fiecare președinte de județ. Nu vă spun ce nervi sunt încordați la maximum. Unii cedează, nu mai pot, intră în vacanță. Asta este, alții se chinuie să reziste, se ceartă, se împacă. Deci asta este, e o perioadă cumplită în care se testează nervii. Cine are nervi tari, e ok. Cine nu are nervi tari, nașpa. Așa că e o luptă, pentru că aici este vorba în București de mafie, este vorba de tot ceea ce înseamnă mafia imobiliară, mafia spitalelor, mafia străzilor, mafia utilităților. Aici e vorba de faptul că se spune că dacă ai câștiga primăria București, ai cele mai mari șanse să ajungi președintele României. Și atunci, pe cine pui la primăria București? Pentru că dacă dai pe mâna lui Burduja, lui nu mai știu care mai sunt ăștia, da, pe ce faci? Îi creezi drum către prezidențiale? Păi logic ceea ce spune. E, aia e, da? Dar oamenii nu știu că, de exemplu, nu numai de la București s-a ajuns la președinție, s-a ajuns de la Sibiu. Poate și provincia să dea președinte. Dar de ce trebuie să fii neapărat primar ca să ajungi președinte? Deci sunt chestii din astea, se induc, se manipulează un pic opinia publică și aici se ceartă toți pentru că, vezi, doamne, vor să acrediteze ideea că primarul de București va da președintele. Și atunci s-ar putea să avem surpriza să-l vedem pe domnul Ciolacu candidat la primăria București. Da? De la PNL s-ar putea să-l vedem pe domnul Ciucă, deși nu cred eu că își lasă el senatul. Da? S-ar putea de la USR să-l vezi pe Drulă. Conform legii poți să te înscrii la candidatură și la europarlamentare și la locale. Deci, foarte complicat. Este extrem de complicat ceea ce se întâmplă și ceea ce vedeți înseamnă că și ei sunt în degringoladă, că nu se mai bazează, sondajele respective sunt false, nu se pot baza pe o chestie corectă și reală. Își dau seama că vor exista surprize și vă spun un singur lucru. Vor încerca să fure la greu.
Îmi povesteau oameni cum au văzut după alegeri că se ardeau sacii cu voturi. Păi și voi de ce n-ați Grav semnat? dacă e așa. De ce nu i-ați oprit? De ce nu ați pozat? De ce nu ați filmat? De ce nu ați chemat poliția? Păi dacă voi stați și vă uitați cum fură unii, nu e normal să aveți viața asta nenorocită pe care o aveți? Păi îmi spuneți cu ce vă ajutăm. Mame, ajutați să fiți corecți, să spuneți adevărul și să vă implicați. Să nu-i mai lăsați să fure. Să stați călare pe ei. Și acolo în secțiile de votare, cei care sunt, să nu se mai ducă după șpagă. Omul de rând care primește o sticlă de ulei și un kil de zahăr, ia-i mă kilul de ulei și litru de ulei și kilul de zahăr și du-te și pune ștampila pe cine vrei tu pe SOS România. Asta trebuie să facă oaia. Ia luați-le mă banii și votați cu SOS România. Și spun, da, dar ne obligă să facem poze. N-ai voie să faci poze, e infracțiune. Intră cu tine, fă scandal. Învață să te aperi că votul tău e viitorul tău. Votul tău înseamnă viitorul tău și al copiilor tăi. Nu-ți mai trăda copiii. Nu-ți-i mai condamna la moarte. Nu-i mai condamna la sărăcie și la plecare din țară. Nu-i mai condamna la sinucidere. Suntem responsabili pentru copiii noștri. Asta trebuie să faceți. Să vă responsabilizați și să votați SOS România, că v-am demonstrat în atâția ani că nu v-am trădat niciodată și întotdeauna v-am ales pe voi. Cum am luptat noi din SOS și eu înainte de SOS, n-a luptat nimeni, cu tot respectul. Și n-a avut nimeni de înfruntat ce înfruntăm noi. Așa că, domnul Huțanu, cred că o să avem mari surprize și cu primăriile astea. Da. Dar pe 27 sunt la Iași. Păi vă așteaptă eșenica pâinea caldă. Și pe final, cum i-a simțit pe românii? Ați fost la Roma, ați fost în Portugalia, astăzi sunteți în Germania, veți fi în Polonia, ați trecut prin Elveția, faceți un tur al Europei. Cum îi simțiți pe românii din diaspora? Ce simt? Ce vă transmit? Durere. Durere. N-am, deci credeți-mă, noroc că sunt live-urile astea și rămân acolo și se arată că am dreptate. Să vezi om la 70 de ani că mă ia în brațe și începe să plângă în hohote și să-mi spună vă aștept de 50 de ani. Da? Vă aștept de 50 de ani, sunteți singura noastră speranță că ne mai salvați. Știți ce înseamnă asta pentru mine? Nu cred că e cineva în lumea asta să simtă atâta asumare, responsabilitate și obligație de a reuși pentru acești oameni. Pentru că dacă eu aș ceda, i-aș nenoroci pe toți. S-ar termina cu speranța, iar speranța în momentul în care moare, moare tot. Românii, eu nu mi-am închipuit să aud de la oameni care, și atenție, m-am întâlnit cu oameni care stau aici de 50 de ani. M-am întâlnit cu oameni care sunt de 30 de ani. M-am întâlnit inclusiv cu români care sunt milionari în euro. Și, sau care au niște firme, de exemplu, de dezvoltare imobiliară și sunt extrem de apreciați și au rulaje de zeci de milioane de euro, cifre de afaceri. Deci oameni care s-au realizat în viața aici. Da. Și să-mi spună, doamna Diana, dar eu mă întorc acasă dacă, dacă ne ajutați să ne faceți România corectă, să pot să îmi extind afacerea acolo. Credeți-mă, mi s-a făcut și acum pielea găină. Zic, cum, doamne, dumneata, după ce ai ajuns aici, ce ai ajuns, să vii în România? Doamna Diana, în casa mea mă simt acasă, dar eu când ies în afară, dau de răceală și de o discriminare pe care o resimțim cu toții. Ce am aflat de la românii din Germania este că sunt discriminați. Da. Și aici statul român trebuie să facă multe lucruri. Am vorbit și cu partidele astea de opoziție. Nu prea le-a convenit, dar le-am spus că vreau să îmi permită să le trimit niște scrisori. Mi-au și spus ce trebuie să fac. Da. Au lăsat un pic ochii în jos așa, n-au spus absolut nimica, i-am înțeles.
eram pe teritoriul lor, dar știu să fiu și diplomată, dar i-am făcut să înțeleagă că totuși românii au pus bazele dezvoltării Germaniei și nu este ok să fie discriminați, în timp ce alții nu sunt. Au acceptat, voi face toate diligențele așa cum au învățat ce am de făcut. Românii sunt discriminați peste tot mai mult, suferință. Sunt oameni care n-au mai fost de ani și ani de zile în România. Nu se descurcă atât de bine pentru că trebuie să trimită banii lor în țară. Au încercat să revină în țară și să se angajeze și bineînțeles că au fost bătaia de joc nu numai a patronilor, dar și a statului român. Au încercat să-și facă, să-și extindă, de exemplu, cei care au firme, să-și extindă afacerea în România și nu au fost lăsați de autorități. Deci zeci de controle cu sute de milioane amenzi până când nu s-a mai putut face dată, efectiv. În primul rând cedez psihic, apoi cedez financiar. În schimb, de la acești români au niște idei fantastice, vor să se implice, vor să se implice inclusiv în conducere, dacă ajungem să conducem România, oameni foarte asumați, foarte, foarte inteligenți, și mi-au prezentat planul lor de salvare economică a României, dintr-un anumit punct de vedere. Credeți-mă că am rămas plăcut impresionată, le-am preluat ideile, le vom introduce în programul nostru de guvernare. Le mulțumesc din suflet pentru ajutor și evident că urmează deja dinainte de alegeri să încercăm să implementăm ceea ce mi-au spus ei, niște idei extraordinare. Românii din străinătate sunt deseleniți. Nu se simt aici, oriunde ar fi, că vorbeam și cu cei din America. Tot zice, mi-am adus România acasă, mi-am adus o ei, am pus-o pe pereți, mi-am adus un nai, mi-am adus un buhai, mi-am adus. Deci, chiar a făcut lui o emisiune, mi-am adus din astea covoare țesute, mă, dar n-am aerul din România, n-am pământul ăla care îmi transmite acea energie, n-am. Întotdeauna când vorbesc cu românii din afară, plâng. Și acum să știți că sunt foarte emoționată pentru că mi-aduc aminte de toate lacrimile care s-au scurs în brațele mele și nu știu, este cumplit să trăiești în afară, credeți-mă. Eu nu știu cum rezistă oamenii ăștia. Nu, sunt, trebuie admirați, iubiți și aduși acasă. Deci, credeți-mă, de când am venit în Germania, am primit mesaje, doamna Diana, n-am avut bani de tren să vin să vă văd, m-am uitat pe live, zice, adune acasă. Aseară am vorbit până la vreo 3-4 dimineața cu șoferii de pe tir, care, Doamne, dacă vă arăt mesajele, plânge, zice, Diana, ia-ne acasă. Deci numai așa aud, ia-ne acasă. Zice, uite, acum suntem pe, nu știu, stațiile lor, 283 de șoferi de tir. Toți te rugăm, ia-ne acasă. Zice, eu lucrez de 27 de ani pe tir. Zice, am doi copii și nu am participat la niciunul din botezurile lor. Ce dureros. Deci, nu numai românii din afara granițelor țării, dar și românii noștri care lucrează și cărora nu li se respectă drepturile și care lucrează, sunt terminați, obosiți. Oamenii de pe tir sunt tare năpăstuiți. Cred că nu înțelegeți, deci eu care am condus și conduc enorm de mult, zeci de ore pe scaunul ăla, pot să înțeleg și văd ce pățesc eu la picioare după ce conduc 10 ore. Păi eu nu știu cum trăiesc oamenii ăia. Gândiți-vă că nu mai faci mișcare, gândiți-vă că stai, gândiți-vă că ești tot, nu mai vorbim când te duci în parcările astea unde oricând ești atacat, s-a arătat foarte clar cum le taie asta materialul ăla care acoperă tirul, cum încearcă să-i omoare, cum încearcă să le fure banii și așa mai departe. Deci au o viață cumplită șoferii de tir. Cumplită. Nu vă supărați.
Și ei trebuie aduși acasă și pentru ei trebuie să se respecte drepturile. Sunt taximetriștii. Păi vreau să le spun un lucru cu protestele lor. Eu am încercat să iau, m-au rugat toți taximetriștii să iau legătura cu reprezentanții lor. Așa. Vreau să le transmit taximetriștilor că reprezentanții lor n-au vrut să colaboreze. Deși puteam să-i ajut în Parlament. Reprezentanții voștri, ai căror telefoane mi le-ați dat, nu au vrut să colaboreze. Au zis că se descurcă singuri. Da? Da. Bun. Și atunci, vă ajut cu cea mai mare plăcere. Eu merg cu taxiul prin București și vorbesc foarte mult cu oamenii, sunt năpăstuiți. Dar vă spun un lucru. Acest guvern nu vă, și acest parlament nu vă va schimba legislația, pentru că în spatele acestui tip de taximetrie mondială care eludează legile inclusiv ale României și nu plătește taxe pe profit la stat, din aceste afaceri se îmbuibă actualii parlamentari ai puterii. În spatele Deci firmele acestea plătesc un anumit comision, anumitor parlamentari și miniștri care susțin acest tip de taximetrie în detrimentul vostru, al celor care trebuie să vă luați licență, care plătiți și așa mai departe. Eu înțeleg că toată lumea trebuie să trăiască, dar nu poți pentru unul mumă, pentru altul ciumă. Ori faci aceleași reguli pentru toată lumea, Corect. ori n-are rost. Da? Nu se poate. În primul rând, prejudiciem românul. Da? În plus că mai este și taximetria ilegală. Mamă, cel mai tare mi-a plăcut în Portugalia, ca la noi. Abureală, nebunie, taximetre care îți iau mai mult decât faci și așa mai departe. În Germania, în schimb, era un om de la angajat al aeroportului, cu poliție pe lângă el. Mamă, câți ăștia înarmați am văzut pe acolo, exact ca în Israel. Și îți spune, doriți taxi? Da. El cheamă taxiul și te bagă în taxi. Totul este monitorizat, totul este înregistrat și totul dirijat de un oficial al aeroportului care este secondat de poliția germană. Să vină vreunul să te ia așa, cum e pe la noi? Nu există. Taximetrie clandestină în Germania? Hai să fim serioși. Nu există așa ceva. Da, măcar Dar n-a din știu că perspectivă. aici este legiferată această activitate a acestei taximetrii paralele, cum e la noi. Nici nu știu cum să o numesc, taximetria asta internațională. Ride sharing, ca să Mă rog, spunem ride sharing, în. da, ok. Da. Gândiți-vă că totuși tu chem pe cineva, da? Pe care Da. nu-l cunoști. Cum răspunde omul ăla? Unde este înregistrat? Un taximetru care are licență, are un număr de licență, da? E înregistrat, se întâmplă ceva, ai un indicativ, da? Și poate să-l urmărească poliția, se întâmplă, deci poți să îl urmărești. Dar eu pe cine chem la ride sharing? Cine e persoana aia? De unde știu că persoana aceea e un conducător profesionist? E o Și întrebare de n-are bun rost să simț. se supere pe mine, pentru că ei știu. Sunt unii copii care sunt angajați, care lucrează și care nu știu să conducă cum trebuie. Și te bagă în tot felul de nenorociri. Deci trebuie să ne gândim și la securitatea și a șoferului. Și șoferul, da? Că-l comandă unul. Tu cine știi că e ăla? Da? Ok, te omoară. Păi știe cineva că tu ești de la ride sharing, că dacă nu toți au acea înscriere pe Da, ușă. pe Da? mașină. Exact. Și atunci, îi se întâmplă ceva șoferului, taie unul gâtul. Cum îl găsești? Că nu știe nimeni, nu știe nicio instituție, nu ești înregistrat nicăieri. Hai să ne gândim și la securitatea șoferului și la securitatea pasagerului. Hai să ne gândim și la impozitele către statul român. Da, sunt mari. Trebuie scăzute. Cel puțin la jumate. Cel puțin la jumate. Dar nu poți să. Uitați-vă ce creează guvernul. Încă o dată instigă în aceeași profesie
om contra om, român contra român. Asta face puterea de la București. Asta face puterea de la Uniunea Europeană. Asta face puterea asta mondială, globalistul. Instigă cetățean contra cetățean. Național către împotriva naționalului. Când de fapt toți ar trebui să lupte pentru același țel, pentru aceeași cauză. Toți suntem români. Toți trebuie să ne sprijinim. Toți trebuie să ne securizăm. Toți trebuie să avem aceleași avantaje, aceleași beneficii. Da. Aici e problema. Pentru că ei merg pe dictonul divide et impera. Dezbină și cucerește. Da. Da, doamna senator, mulțumesc mult. Deja ați creat vâlvă, lumea vă așteaptă pe 27 la ora 10 la Iași, la primărie. Vă garantez, doamna senator, doamne ferește, dacă nu e ocupată, va fi la Iași. Așa că, Mihăiță, Mihăiță, ai pus-o, Mihăiță. Marți, după plenul de la, din Parlament, mă urc în mașină, vin și miercuri sunt acolo. Vom fi și noi acolo să vedem cum răspunde domnul Mihai Chirica. Mulțumesc, doamna senator. Succes la Berlin, să vă întoarceți cu bine acasă. Toate cele bune. Mâine sunt la Timișoara, vă pup. Diana Șoșoacă este în toată țara. De la Berlin la Timișoara, în toată Europa chiar, doamna senator. Multă sănătate, toate cele bune. Mulțumesc mult. Vă așteptăm la Iași. Dragi prieteni, alături de noi, doamna senator Diana Șoșoacă, senator de Iași, președintele SOS România. Săptămâna viitoare, cu micul mare, însoțiți-o pe doamna senator, miercuri 27 de la ora 10, 27 martie, doamna senator, e pentru dumneavoastră în Consiliul Local. Mihai Chirica, ai pus-o, ca să spun așa. Mulțumesc că ne-ați urmărit, aici se încheie această ediție BZ Live. Puteți să revedeți lucruri interesante, impresii interesante și mărturii interesante, emoționante, unele dintre ele povestite de doamna senator, apropo de românii nevoiți să muncească în străinătate. Noi ne revedeam în câteva minute la ora 13 alături de noi Eugen Teodorovici, fostul ministru al finanțelor publice și al fondurilor europene, să analizăm economia care e la pământ, să vorbim și despre dezastru politic și geostrategic pentru România. Pe curând, numai bine!